Persecuția anticreștină în perioada de început a comunismului. E puțin ieșit. E puțin ieșit. O să revină. Da. Bun. Prin urmare, îl voi invita pe părintele dr. Vlad Maxim, colegul nostru în cadrul Universității Oblige din Constanța, care ne prezintă legislația antibisericească a statului sovietic rus și cea a statului comunist român, cu repercusiuni asupra monahismului, o privire comparativă. Da, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a fi astăzi implicat în această susținere în conferința dedicată rememorării a ceea ce s-a întâmplat în mișcarea Rugului Aprins. Vă mulțumesc că v-ați gândit la mine, așa cum faceți de obicei. Și m-am gândit să abordez un subiect care aparent pare mai steril din punct de vedere duhovnicesc, dar care, aprofundat fiind, are reverberații destul de importante asupra înțelegerii, evoluției raporturilor dintre regimul comunist, atât din Rusia, cât și din România, asupra felul în care viața bisericii a evoluat în secolul 20. Nu voi insista asupra decretului pe care statul român l-a legiferat împotriva monahismului, pentru că este destul de cunoscut, este vorba de decretul 410 din 1959. S-a scris, s-a vorbit despre decret, despre consecințele lui asupra organizării vieții bisericești și mai ales a vieții monahale în spațiul românesc. Însă vreau să vă expun ce s-a întâmplat în relația dintre statul bolșevic și Biserica Ortodoxă Rusă, imediat după Revoluția din octombrie, care a avut loc în noiembrie, da? Din cauza diferenței de calendar, în statul rus și în Biserica Ortodoxă Rusă, pentru că dacă vom înțelege ce s-a întâmplat acolo, vom înțelege ce se va întâmpla sau ce s-a întâmplat după 1959, după 40 de ani în țara noastră. În primii ani după venirea bolșevicilor la putere, în 1917, politica lor religioasă și-a schimbat direcția de mai multe ori. Dorința de a pune capăt, în primul rând, Bisericii Ortodoxe Ruse, la momentul Revoluției, ca organizație religioasă dominantă în țară, a rămas persistent sau a persistat. Pentru a atinge acest scop, bolșevicii au încercat, printre altele, să folosească și alte confesiuni religioase. Cu toate acestea, în general, politica religioasă a vizat în mod constant eradicarea religiei ca fiind incompatibilă cu ideologia marxistă. Neomarxismul de astăzi, care își face loc în societate, promovează sub altă formă aceeași ideologie. De aceea conferința de astăzi este importantă pentru înțelegerea fenomenelor contemporane care se derulează sub ochii noștri. Adică nimic nu este nou. Cele vechi revin în actualitate în alte haine sau într-un alt ambalaj. De aceea trebuie să știți aceste lucruri. Pe de o parte, o serie de acte legislative adoptate imediat după Revoluția din octombrie corespundeau modelului unui stat european laic. Adică, aparent, ceea ce se întâmpla în Rusia se înscria în demersul mai larg al laicității europene.
Astfel, declarația drepturilor popoarelor din Rusia prevedea abolirea tuturor privilegiilor și restricțiilor naționale și național-religioase. Această normă a fost ulterior consacrată în prima Constituție sovietică din 1918. În același timp a fost legalizată, imediat, da, și instituția căsătoriei civile sau nebisericești, iar biserica a fost separată de școală. Deci imediat statul bolșevic a operat niște mutații în societatea rusă, în cadrul instituțiilor și a raporturilor dintre statul rus și biserică, în plan legislativ. Pe de altă parte, de la bun început, bolșevicii nu și-au ascuns atitudinea ostilă față de religie în general și față de biserica ortodoxă în special. În articolul 65 din Constituția din 1918, bazată pe principiul împărțirii societății în clase apropiate și străine sau îndepărtate, călugării și clerul bisericilor și toate cultele, da, au fost lipsiți de dreptul de vot. Istoricul Vladislav Țitin scrie: Biserica Ortodoxă a fost separată de stat, dar în același timp nu a primit drepturile unei societăți religioase private. Diferența fundamentală dintre legislația sovietică cu privire la culte și regimul juridic al separării bisericii în stat, al separării bisericii de stat, precum în Statele Unite sau Franța, consta și era subliniată în ultimele paragrafe ale decretului, în care se spunea: nicio biserică și nicio societate religioasă nu are dreptul de a deține proprietate. Acestea nu au dreptul de a fi considerate persoană juridică. Toate proprietățile bisericilor și societăților religioase existente în Rusia sunt declarate proprietate națională. Adică a avut loc procesul de naționalizare. Este un proces care nu s-a întâmplat pentru prima dată doar în Rusia. Este un proces cumva care își are originile în spațiul european, procesul de secularizare, de secularizare a averilor mănăstirești, a averilor bisericești, prezent în Rusia în timpul lui Petru cel Mare, în timpul Ecaterinei cea Mare. Adică regimul bolșevic a preluat niște modele existente. La noi a existat procesul de secularizare a averilor mănăstirești în timpul domniei lui Cuza. Dar acolo pământul românesc era închinat la Muntele Athos. Da. Și atunci era foarte mult pământ. E adevărat. Fără, dacă țineam așa. E adevărat. Dar aceste procese au existat de-a lungul istoriei. Și fenomenul, adică, nu aparține doar statului comunist, statului bolșevic, chiar și, iată, conducătorii ortodoxi au fost persoane, da, au fost dintre cei care au procedat în mod similar bolșevicilor. De aceea, niciodată biserica nu a fost ocolită de primejdia de a fi persecutată, de a fi marginalizată de către cei care conduc statul, indiferent că erau credincioși sau necredincioși. Puterea nu are culoare politică, ca să spun așa, sau culoare religioasă. În același timp, la început, Lenin, în ciuda politicii de combatere a prejudecăților religioase, a dat periodic instrucțiuni împotriva insultării sentimentelor credincioșilor. Vorbind la primul congres al femeilor muncitoare din întreaga Rusie, din 19 noiembrie 1918, el a remarcat: trebuie să luptăm cu maximă atenție, da, împotriva prejudecăților religioase. Cei care aduc insulte la adresa sentimentelor religioase în această luptă fac foarte mult rău. De fapt, era doar o mască pe care o folosea la început pentru a nu crea revoltă, pentru a nu crea tensiuni sociale
în societatea rusă. Potrivit istoricului Dimitrie Postelovski, inițial Lenin, fiind captiv al ideilor marxiste, potrivit cărora religia nu este altceva decât o suprastructură pe o anumită bază materială, acesta spera să înlăture Biserica Ortodoxă Rusă prin pur și simplu, printr-un act pur și simplu de confiscare, da, și de naționalizare a proprietăților. Bolșevicii nu au acceptat. A existat o reacție imediată a sinodului local al Bisericii Ortodoxe Ruse din 2 decembrie 1917 și sinodul Bisericii Ruse, care adoptase cumva un nou statut. Biserica Ortodoxă Rusă trecuse prin niște momente destul de dificile. Patriarhatul fusese abolit la un moment dat. Sinodul era condus de un reprezentant al țarului numit Oberprocuror și conducerea bisericii se inspira, sau modul de organizare a ierarhiei bisericii se inspira din modelul țărilor nordice, din modelul de organizare al bisericii protestante din Danemarca, Suedia, Norvegia. De-abia în 1917, da, după abdicarea țarului și în timpul Revoluției Bolșevice, Biserica Ortodoxă Rusă a restaurat patriarhatul. Deci primul patriarh de după această perioadă a fost patriarhul Tihon, care a trebuit să facă față noilor realități politice și istorice a coabitării, ale coabitării bisericii cu statul bolșevic. Și atunci s-au luat niște măsuri. Biserica Ortodoxă Rusă a încercat să statuieze în statutul juridic reformat faptul că ea are un rol istoric și beneficiază de anumite privilegii în raport cu celelalte confesiuni creștine. Și a adus la cunoștința statului rus aceste hotărâri ale sinodului local, doar că statul rus nu a vrut să țină cont de ceea ce Biserica Ortodoxă Rusă îi propunea pentru a fi legiferat. La scurt timp, după pronunțarea hotărârii sinodului local, da, din 2 decembrie 1917, bolșevici au adoptat decretul privind separarea bisericii de stat și a școlii de biserică, 23 ianuarie și 5 februarie 1918, care a consolidat caracterul laic al statului. În același timp, acest decret a privat organizațiile religioase de personalitate juridică și de dreptul de proprietate. Toate clădirile care aparțineau anterior organizațiilor religioase au devenit proprietatea statului, iar din acel moment organizațiile însele au început să le folosească pe bază de închiriere, Astfel, organizațiile religioase și-au pierdut independența juridică și economică, iar statul a primit o pârghie puternică pentru a pune presiune asupra lor. Statul rus nu s-a oprit doar la acest aspect, ci a demarat o campanie de deschidere a relicvelor, de confiscare și lichidare a acestora, desfășurată între anii 1918 până spre anii 1930. Adică ce a început să facă? A încercat să arate că moaștele, ne întoarcem la abordăm o altă problemă care e foarte prezentă în discuțiile din spațiu public în România. Din nefericire, unii
comunicatorii ai Bisericii Ortodoxe Ruse pre-revoluționare au făcut greșeala să nu fie foarte preciși în exprimare. Și au afirmat faptul că toate relicvele, toate sfintele moaște, sunt nestricăcioase. Adică toate trupurile sfinților sunt integrale, sunt integrale și nu se descompun. Din nefericire, acest lucru a provocat un adevărat scandal în perioada aceasta de după Revoluția Bolșevică, pentru că statul rus a vrut să arate că Biserica Ortodoxă Rusă și mai ales mănăstirile utilizează minciuni și că moaștele sunt niște falsuri și că trupurile nestricate nu sunt chiar nestricate, ci sunt de fapt corpuri care au fost descompuse sau doar oase în sine, fără ca să fie acoperite de carnea sfinților rămasă intactă. Și a existat un adevărat proces de analizare a acestor sfinte moaște. Au fost deschise raclele multor sfinți, vreo 63 la număr au fost analizate în laborator și acest proces a pornit de la mănăstirea Sfântului Alexandru din Zvir, un sfânt a căror moaște sunt chiar întregi, pot fi și astăzi venerate și despre care propaganda bolșevică au spus că sunt confecționate din ceară. Și toată lumea a început să creadă că moaștele sfinților nu sunt autentice, ci sunt confecționate din diverse materiale. Peste această minciună s-a suprapus și faptul că anchetatorii, împreună cu reprezentanții poporului și cu autoritățile bisericești, au constatat că nu toate relicvele sunt intacte, sunt integrale, că nu toți sfinții au moaște incoruptibile, da? Moaște întregi, și că multe dintre aceste moaște sunt oase care au aparținut, relicve, da? Care au aparținut sfinților cu viață bine plăcută lui Dumnezeu, dar fără să se bucure de incoruptibilitate. Nu e nicio problemă din acest punct de vedere să nu uităm că moaștele multor sfinți care n-au rămas intacte, vezi cazul Sfântului Nectarie, da? Un sfânt contemporan, care a dorit ca trupul lui să se descompună, deși inițial după 7 ani sau 14 ani, când a fost descoperit prima dată mormântul, s-a constatat că este neatins, că este întreg. Moaștele sfinților, chiar dacă nu sunt incoruptibile, au această putere harică de a fi vindecătoare sau făcătoare de minuni. De altfel, cuvântul moaște vine de la rusescul sau slavonescul moșii, care înseamnă oase. Deci, etimologic, asta înseamnă. Din cauza faptului că, la un moment dat, cum spuneam, unii din comunicatorii ai bisericii au spus că sunt incoruptibile, statul rus a demonstrat că Biserica Ortodoxă Rusă minte. Și că, uite, sunt bucăți, nu sunt toate, nu aparțin unor sfinți sau sunt străine sau nu au aparținut, nu sunt întregi și biserica minte. Această campanie a făcut ca unele dintre relicve să fie expuse în cadrul unor muzee, numite muzee ale ateismului, da? Și din fericire pentru noi, din nefericire pentru structurile de putere ale vremii, la un moment dat, în acele muzee se creau adevărate pelerinaje. Oamenii, echipurile veneau să le vadă pentru studiu, da? Abordând științific, dar de fapt veneau să se închine și să făceau rugăciuni în preajma sau în prezența acestor sfinte moaște.
Apoi a mai existat o altă campanie desfășurată de statul rus, tot începând cu 1922, campania de sechestrare, da, bunurilor bisericești, de spoliere, aș putea spune, a obiectelor sfinte. Practic, statul rus s-a pretat la un sacrilegiu și a confiscat toate obiectele sfinte care aparțineau bisericilor și care erau prezente, da, în biserică ca donații din partea credincioșilor. Toată argintăria, toată îmbrăcămintea icoanelor din argint sau din alte materiale, veșmintele sfinte, chiar și sfintele vase, potirul și discul, au fost confiscate pentru a ajutora populația aflată în foamete. Biserica, în același timp, a inițiat și o colectă susținută de Patriarhul Tihon și a donat statului rus vreo 9 milioane de ruble de aur pentru a ajuta populația săracă și înfometată, datorită, evident, revoluției bolșevice și războiului intern, care avea, războiului civil, care se amplificase în acea perioadă. Să nu uităm că împotriva bisericii, ca reacție la aceste abuzuri, ca reacție la abuzurile statului, s-au ridicat ierarhi, s-au ridicat preoți, s-au ridicat călugări și chiar credincioși care au apărat bisericile și bunurile lor cu prețul vieții. Statul rus a inițiat multe procese, a chemat în judecată ierarhi și preoți, pe care i-a condamnat, pe unii dintre ei, condamnându-i la moarte sau la muncă silnică. Primul ierarh omorât a fost mitropolitul Vladimir al Chievului în 1918, iar primul ierarh supus unei judecăți, da, publice și care a fost condamnat la moarte a fost mitropolitul Veniamin de Petrograd sau de Sankt Petersburg, care împreună cu un lot de clerici au fost executați prin împușcare. Deși statul rus a încercat să rezolve chipurile problema hranei, da, populației, s-a dovedit că, de fapt, statul rus, statul bolșevic rus, a fost un stat, sau era un stat criminal, pentru că în Ucraina a declanșat ceea ce este cunoscut în istorie sub numele de Holodomor, prin anii 20-30, când, datorită rechiziționării cerealelor și a confiscării cerealelor din Ucraina pentru ca statul sovietic să-și plătească datoriile, populația în număr de 6 milioane de ucraineni a fost condamnată la moarte. 6 milioane de oameni au murit prin înfometare. Și pentru acest lucru a fost găsită vinovată parțial și biserica, care n-a făcut tot posibilul ca acest lucru să se petreacă. Adică biserica și așa era lovită din toate părțile, de-abia rezista la toate atacurile. Bisericile și mănăstirile au început să fie demolate, închise, clerul să fie exilat, să fie împușcat, condamnat la moarte sub diverse forme și de fiecare dată, în orice context, biserica a fost găsită ca fiind vinovată. Nu este o noutate, o să observați și în peisajul nostru politic, ori de câte ori ceva nu merge în stat, este atacată biserica spășitor. Vă mulțumesc! Lucrurile importante de le voi structura bine în studiu pe care va fi publicat.